corpul nostru, în fiecare minut sunt miliarde de procese făcute de o multitudine de celule despre care noi nu avem habar. Cine coordonează toate celulele și le ține împreună? Cine respiră prin noi? Ați văzut că dacă încercăm să ne controlăm respirația, o să ne iasă. Adică o să ne iasă, dar o să fie o forțare. Pe când respirația se întâmplă fără noi, adică prin noi respiră. Cine respiră? Avem gânduri care vin și pleacă. Avem cine gândește? Da, mamă. Îl închid? Așa. Da, deci sunt toate lucrurile care se întâmplă, se întâmplă pur și simplu prin noi. Ce înseamnă? Că noi suntem uneltele Divinului. Înseamnă că El operează prin toți. Ce înseamnă prin toți? Prin absolut toți oamenii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că El este peste tot. Adică nu pot să spun că Dumnezeu este într-un om și în altul nu este, sau că într-un om Dumnezeu e mai potențat și într-un alt om Dumnezeu e mai puțin. Nu se poate. Deci există același potențial de Dumnezeu în toți oamenii, însă și existența noastră. Deci pe noi ne ține El, ne ține în viață. El este însăși viața. Pentru asta noi nu putem să facem diferențiere, să spunem că un om este mai bun decât alt om sau mai, nu știu, ce concepte mai dă judecătorul. Întotdeauna, cum spune domnul Marius, noi ne supărăm pe gânduri, pe concepte, apărăm conceptele, apărăm gândurile, nu avem nevoie să le apărăm. Deci, singurul lucru pe care putem să-l facem e să fim, să ne dăm voie să fim la modul că să nu ne mai opunem. Ce înseamnă să ne opunem? Să rezistăm, să apărăm, să încercăm să controlăm, să modificăm, să credem că putem schimba ceva, să credem că ceva din lumea lui perfectă nu e în ordine. În fiecare secundă e o magistrală ordine. Chiar și într-un aparent haos e o magistrală ordine a divinității. Deci Dumnezeu este în mod ideal în toți și toate și în fiecare clipă. Și așa este, și așa a fost, și așa va fi. Noi nu putem să schimbăm absolut nimic. Pentru asta ne rămâne doar acceptarea.